Am stat la o bătrână, am avut grijă de ea și a venit în schimb un nepot al ei din pușcărie de 14 ani de zile și a făcut ce a făcut, de-am ajuns în spital și nu știu ce să pot să mai spun în continuare. De cât timp sunteți aici cazat, sunteți păstrit aici? Aici sunt de 2 săptămâni. Cazul acestei femei este doar unul dintre nenumăratele exemple ale abuzului în familie cu care se confruntă asistenții sociali. Din păcate, multe dintre victimele violenței familiale evită să reclame faptul că au fost abuzate de frica stigmatizării și a izolării de societate. Astăzi, mai multe persoane abuzate au avut ocazia de a discuta cu polițiști și specialiști în asistență socială. Seminarul de la Fundația Sfântul Sava a abordat, în general, aspectele sociologice ale fenomenului, încercând să enunțe cauzele și efectele violenței în familie, dar și principalele acțiuni de combatere a abuzului familial. Că de cele mai multe ori ne gândim atunci când vorbim de violență domestică la violența fizică. Formele sunt mult mai diverse și mult mai sensibile, mult mai nuanțate. Dorim prin această activitate să dezvoltăm capacitatea de recunoaștere a acestor forme, astfel încât persoanele care se regăsesc într-o astfel de situație să-și identifice situația de abuz și să apeleze la autorități. De asemenea, dorim să aducem în atenție instituțiile cu atribuții în domeniu cu prezentarea mijloacelor și metodelor prin care acestea pot interveni. Un aspect important pe care instanța îl ia în calcul, se emite o adresă către poliție sau partea merge și cere de la postul de poliție din comună sau de la municipiu o adresă din care rezultă dățile nenumărate de cele mai multe ori în care a apelat la organele de poliție pentru apelând 112 sau a formulat diverse alte plângeri. De cele mai multe ori aceste plângeri nu au fost soluționate tocmai pentru că victimele își retrag plângerile la insistențele agresorului, dar și din alte motive. Au copii, nu au unde să plece, aleg această variantă, însă pentru instanță, chiar și aceste plângeri care au fost retrase sau s-au finalizat prin împăcări între victimă și agresor, au importanță, iar aceste două probe de cele mai multe ori sunt suficiente pentru emiterea unui ordin de protecție, chiar pe perioada maximă de 6 luni. În general, victimele violenței în familie, cele care reclamă situațiile de abuz, primesc sprijin atât în regim de urgență cât și pe termen lung. Se încearcă reintegrarea în familie, dar nu cu orice preț. Au existat numeroase cazuri în care a fost adoptată, prin hotărâre judecătorească, măsura de protecție socială pentru persoanele abuzate. Suntem un centru de ocrotire pentru victimele violenței domestice. Încercăm să venim în sprijinul acestor persoane agresate prin oferirea unei găzduiri pe o perioadă limitată de timp, fiind centru de urgență. Contractul se încheie pe o perioadă de 7 zile, interval în care încercăm împreună cu echipa să găsim soluții de rezolvare a problemelor create. Încercăm, fiind o fundație creștină ortodoxă, mergem pe punerea familiei, dar în condiții de siguranță, deci nu mergem pe recompunere sub orice echip, acolo unde situația este destul de gravă, mergem pe ordine de protecție. Am avut situații de acest gen în care am solicitat instanțelor emiterea unui ordin de protecție și chiar a fost pus în aplicare de îndată 48 de ore de la emiterea acestui ordin către instanțele judecătorești. În ultimii ani, la nivel național, au fost derulate o serie de acțiuni și campanii de sensibilizare a societății civile cu privire la combaterea violenței în familie. Răspândirea la scară largă a informațiilor referitoare la acest fenomen poate scădea, spun specialiștii, numărul cazurilor de abuz familial.